Polițiștii au fost chemați în localitatea Buduhala, unde traficul era parțial blocat în urma unui incident. Conducătorul unui autoturism a intrat în coliziune cu o căruță. Nesemnalizat corespunzător, atelajul nu a putut fi observat la timp pentru a se putea evita impactul. La data de 22 noiembrie anul curent, poliția municipiului Târgu Jiu a fost sesizată prin apelul 112 de un participant la trafic despre faptul că în localitatea Buduhala a avut loc un eveniment rutier. La fața locului s-a deplasat o echipă operativă care a constatat faptul că un bărbat de 60 de ani din municipiul Târgu Jiu, în timp ce conducea un autoturism pe drumul național 67 Buduhala, a intrat în coliziune cu un atelaj nesemnalizat condus de un bărbat de 44 de ani din comuna Bălești și care circula în aceeași direcție de mers. Polițiștii sosiți la locul accidentului au constatat că atât șoferul auto cât și proprietarul căruței consumaseră și alcool. În urma testării cu etilotestul, oamenii legii au constatat că ambii conducători, atât cel al mașinii cât și cel al căruței, consumaseră băuturi alcoolice. În urma testării cu etilotestul a rezultat o concentrație de 0,64 mg per litru alcool pur în aerul expirat pentru conducătorul auto, respectiv o concentrație de 0,29 mg per litru pentru conducătorul atelajului. Din fericire, în urma coliziunii nu au fost victime, singurele pagube fiind doar de natură materială. Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul cu o persoană aflată sub influența alcoolului.